Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Vorbim în această seară despre proiectele de infrastructură de la nivelul județului Dolj, iar invitatul nostru este domnul Tony Bold, șeful patronatului român filiala Dolj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Bold, problema infrastructurii s-a tot adus în discuție în spațiul public în ultima vreme, să spunem așa. Spuneți-ne, vă rog, știm că România din acest punct de vedere stă foarte prost, să fim realiști. Spuneți-ne care este situația în zona Olteniei. În zona Olteniei situația este foarte proastă, trebuie să o spunem direct. Așa cum am spus de nenumărate ori, Craiova, deși este una dintre capitalele de regiune din România, este singura capitală de regiune care nu este racordată la autostradă în acest moment și care nici nu are vreo șansă realistă până în 2020-2022 să fie legată. De asemenea, regiunea noastră, sud-vest, nu este străbătută de nicio autostradă și nici nu este în proiect vreo autostradă care să treacă prin această regiune. Vorbim de faptul că din Craiova s-ar putea face o autostradă până la Lugoj, și se lege cu coridorul 4 și tot de la Craiova s-ar putea face autostradă la Pitești, care să conducă după aceea la Sibiu și intrarea pe coridorul 4. Deci din acest punct de vedere, Craiova și regiunea noastră stau foarte prost. Știm că s-a obținut o promisiune legată de autostrada Craiova-Pitești. S-a obținut promisiunea în sensul că legată de banii pentru studiul de fezabilitate. Spuneți-ne, vă rog, credeți că se vor putea obține acești bani până la urmă? Studiul de fezabilitate, să zicem, este startul în vederea construirii unei autostrăzi. Studiul de fezabilitate durează, din experiența autostrăzilor construite în România până în acest moment, durează cam un an de zile studiu propriu-zis și cam un an de zile licitațiile pentru acordarea studiului și eventualele contestații. Așadar, în momentul în care studiul de fezabilitate ar fi pornit, ar trebui să ne așteptăm că el va fi terminat cam în 2018, după care ar trebui să înceapă licitațiile pentru construirea autostrăzii. Asta înseamnă minim 4-6 ani, realist vorbind. Așadar, a începe studiile de fezabilitate pentru Craiova-Pitești este sigur un lucru îmbucurător. Ne-ar bucura să fie adevărat că începe acest studiu, dar este un pas foarte mic și va trebui să veghem ca el să fie făcut, încât să avem speranța că această autostradă Craiova-Pitești, foarte mult cerută de furnizorii de automobile, foarte mult cerută de oamenii de afaceri, foarte mult cerută de mediul politic, să fie făcută. Telespectatorii pot vedea niște titluri acolo jos pe burtieră, provin din informațiile pe care noi le-am obținut de la Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Ne-a răspuns în urmă cu puțin timp. Deci tu ai făcut o solicitare în legătură cu noutățile? Niște întrebări punctuale pe care noi le-am făcut în legătură cu acest proiect, Craiova-Pitești. Și vreau să spun telespectatorilor și pot verifica acest lucru, că dacă intră pe site-ul CNADNR, cnadnr.ro, pot găsi, spre exemplu, proiectele pentru anul 2016, da. Și cel puțin teoretic, glumeam cu domnul Bold, avem rubricuța noastră, deci stăm bine, e rubrica aia care e de 3 ani acolo. Noi suntem programați în 2016 să facem autostradă Craiova-Pitești pe concesiune, adică cu investiții private. Dar evident, probabil că au luat cu copy-paste de anul trecut. Suntem în discuții competitive, dialog competitiv, așa îi spune, cu vreo 5 consorții internaționale, dar nu avem niciun rezultat. Și în consecință, eu am întrebat la CNADNR să ne lămurim, am mai discutat și noi pe aici, de ce nu vine niciun investitor, de ce nu este atât de încântat să construiască această autostradă pe banii proprii. Și
Haideți să vedem ce ne-a răspuns CNA DNR-ul. Am întrebat în ce stadiu este și această procedură, dacă nu cumva s-a suspendat, pentru că din moment ce de 3 ani nu a venit nimeni, bănuiam că s-ar fi putut suspenda. E bine, nu. Se află în aceeași situație de dialog competitiv în care se află de vreo 2 ani. Ne-au prezentat aici vreo 5 consorții de firme. Nu o să dau citire tuturor, vreau să spun că sunt din Spania, din Turcia, din China, din Italia, din Austria, deci foarte multe firme, dar din păcate nimeni nu se încumetă să facă această autostradă. Am întrebat și care sunt garanțiile oferite de statul român. Știm foarte bine, domnul Bol, discutam că ei probabil aveau o garanție de la noi în cazul în care se împrumută în bancă să facă această stradă de peste 1 miliard de euro și nu au traficul scontat, ei trebuie să fie convinși că cineva le plătește banii ăștia, pentru că ei și ei trebuie să plătească ratele la bancă. Deci și în cazul unei investiții private statul ar trebui să se implice și să aducă asigurări. Noi am întrebat dacă se oferă garanții și spune așa, în documentația de atribuire nu sunt prevăzute garanții din partea statului român. Am întrebat, spre exemplu, care este nivelul redevenței, adică acea cotă, redevență pe care ei ar fi trebuit să o plătească statului român, și am fost informați că această redevență nu poate fi dată publicității, cel puțin până nu se înțeleg cu unul dintre ei. Am mai întrebat dacă ei au bani de expropriere. Știm foarte bine, autostrada ar urma să treacă pe terenuri private și statul ar trebui să pună la dispoziție terenul. Ei bine, ni s-au spus că procedurile pentru obținerea terenului necesar realizării obiectivului de investiții nu sunt demarate. Deci nu sunt demarate, n-au nici banii prevăzuți, cred că sunt sume fabuloase. Este o și mai ales că prețurile explodează. Bine, ei au o procedură, îți dau o sumă prevăzută de lege, după care te judeci cu statul dacă nu-ți convine, dar în orice caz, interesant este că ei discută ar discuta cu niște potențiali investitori, dar nu le oferă garanții, nu au terenul luat. Poate și acestea sunt motive, nu? Pentru care potențiali investitorii încă ezită. Da, eu cred că ei se gândesc și la altceva, CNADR-ul. Dacă nu oferă garanții investitorului, care pe bună dreptate le va cere, el bagă, să zicem, de la el din buzunar 1 miliard de euro. Și el trebuie să recupereze banii din trafic. Așa cum bine a remarcat Bogdan, sigur, dacă traficul nu este corespunzător pentru a-și recupera banii, atunci ei vor cere statului român să asigure diferența de bani. Așa s-a întâmplat la Comarnic Brașov. De aceea costurile cresc foarte mult pe concesiune. Bun. Probabil că dacă nu se oferă această garanție, CNADR-ul va oferi acestui consorțiu câștigător, le va oferi ceva în compensare, adică, să zicem, lucrările de dezăpezire pe un tronson de autostradă, să zicem, din care ei se mai câștige bani. Sau, cum spunea doamna Bogdanu de la ADR, ar putea să le ofere niște spații conexe, să-și facă, să dea la rândul lor la benzinării, motel, să amenajeze anumite spații comerciale, să-și scoată și de acolo niște bani, ca să poată să acoperi investiția, nu? Sigur, niciun investitor nu vine fără să aibă garanția că își recuperează banii în perioada pentru care el se angajează. De obicei sunt concesiuni de lungă durată, 29 de ani, 39 de ani, 49 de ani, dar calculele sunt extrem de precise și nimeni nu se riscă. Am mai cerut de asemenea să ne spună ce precizări au cerut până acum firmele interesate de această investiție. Dialog, dar voiam să știm. Au întrebat despre cutare lucru, ca să știm ce interesează, asupra căror aspecte sunt nelămuriți. Evident, ne-au spus că se poartă un dialog, nu ne-au dat niciun fel de amănunte. Bănuiesc că nici nu sunt foarte multe amănunte de la, pentru că dacă erau, bănuiesc că se dădeau. Am întrebat de asemenea de când durează studiul de fezabilitate, că din câte știam noi, ca să scoți la concesiune un proiect de genul ăsta, trebuia să ai o minimă idee despre ce înseamnă. Și să pregătești terenul. Da, exact. Este un studiu, înțeleg, din 2007, făcut de
Search Corporation, o firmă care a făcut mai multe pe vremea când ministrul era Ludovic Orban. Mă rog, ne-a scris acolo din 2008 pentru că în 2008 a fost aprobată o hotărâre de guvern cu indicatorii tehnico-economici. Înțeleg că valoarea investiției la vremea respectivă era de 3,2 miliarde fără TVA, miliarde de lei noi. Deci peste 1 miliard de euro. Cam 800 de milioane. Da, 800 de milioane de euro. Fără TVA. Da, fără TVA. Și bănuiesc că se duce la mai mult pentru că este vorba și de concesiune și... Deci cam astea sunt datele pe care poate să ni le dea la ora actuală CNADNR-ul. În legătură cu o anumită investiție în privată. În legătură cu această investiție despre care nu se mai aude, nu s-a mai auzit nimic, deci nu s-a mai auzit amănunte. Se știe că e acolo de la an la an suntem dați cu copy-paste și acum în 2016 suntem programați, dar evident nu se întâmplă nimic. Pe de altă parte și Agenția de Dezvoltare Regională care a susținut și susține acest proiect, a făcut niște solicitări la CNADNR. Înțeleg că ei sunt interesați, spre exemplu, să știe și să ne spună foarte clar dacă au fost prinși în buget, pentru că acest proiect este pe concesiune, domnule Bold, și noi am făcut demersul, am spus, bine, dacă nu reușim cu concesiunea, ce facem? Comarnic Brașov, n-am reușit, hai să încercăm să dăm de la buget. Și am făcut în acel grup în care ne-am întâlnit, parlamentarii au obținut o promisiune de 1,5 milioane de euro. Eu m-am uitat în bugetul pe 2016, nu e prevăzut explicit. Este un capitol acolo, alte proiecte și am făcut un calcul, sunt vreo 14 milioane de euro disponibili. Probabil că suntem acolo, dar nu suntem pe de altă parte, separați, știi? Noi am avut o invitată și pe doamna Marilena Bogheanu și ne spunea că un astfel de studiu de fezabilitate pentru Craiova, în urma calculelor făcute de dumneaei, această autostradă, adică studiu de fezabilitate, ar costa în jur de 5 milioane de euro și dacă noi avem promis și 1 milion sau 1,5 milioane, nici măcar pe acest studiu de fezabilitate nu ne putem baza. Da, este clar. Pentru că este evident că cel din 2007, aprobat prin HG în 2008, era vorba de drum expres acolo. Dacă facem autostradă, trebuie... Sunt lucruri diferite. Este altceva, da. Deci trebuie... Nu știu dacă se pot baza pe acela sau pot porni de la acela. Ideea este că trebuie licitație și trebuie... Dar poate să gândesc că pe acel supescheletul acelui studiu de fezabilitate din 2008, care era pe drum expres, cum bine ai spus, poate să facă o îmbunătățire. Se gândesc să-l îmbunătățească și atunci, având în mare parte, să zicem, traseul, variantele de traseu, având studiile geo, nu știu, zic, sunt optimist, făcute, atunci e mai ușor. Pornesc de la ceva zero. Și atunci, sigur, ca să schimbi drum expres în drum în autostradă, nu e chiar așa de simplu, pentru că sunt lucruri tehnice diferite. Deci e vorba de raza curbelor care sunt la autostradă și la drum expres. La drum expres sunt curbe mai strânse, viteza e mai mică. După aceea, dealurile pe care poți să le ai într-o autostradă sunt în anumite unghiuri, înclinare de maxim 80%, la drum expres este cu totul altceva, mai mult. Deci, studiul care a fost făcut pentru drumul expres nu poate fi pus pentru autostradă în niciun caz. Poate să te bizui pe el cumva. Să pornești de acolo, să ai informații, să nu pleci de la zero. Să nu pleci de la zero. Și atunci să pui 1,5 milioane de euro, care zic ei, și să-l aducă cumva la bun sfârșit. Deși e o variantă destul de... Și este greu, adică... Ideea este că încă n-au renunțat total, văd, la această strategie cu concesiune, dar văd că n-are nicio sorți de izbândă. Adică, credeți că dacă s-ar face inițial acest studiu de fezabilitate, ar exista posibilitatea să vină mai mulți investitori sau să se arate mai interesați? Pentru că vedem că de 3 ani se continuă aceste discuții și nu s-a ajuns încă la niciun numitor comun cu niciunul dintre investitori. Bănuiesc că spuneați dumneavoastră și de studiile acestea de trafic care trebuie făcute să vadă investitorii dacă își pot acoperi cheltuielile. În urma studiului de fezabilitate se fac și aceste studii de trafic? Da. Se fac, în primul rând, se începe cu studiile de trafic. Dar ce vreau să vă spun, în România sunt foarte puține autostrăzi sau locuri pe unde trec autostrăzile și unde să se îndeplinească condiția de trafic. Foarte puține locuri.
Nici celebra autostradă Comarnic-Brașov nu avea trafic. Deși la sfârșit de săptămână sunt câte 20.000 de mașini care circulă înspre Brașov și dinspre Brașov spre Comarnic, totuși, una peste alta, în cursul săptămânii și a lunii, nu există trafic pentru acea autostradă. Până la urmă și până la urmă, autostrăzile sunt lucruri strategice pe care le face un stat, în speță statul român, pentru a ridica nivelul de dezvoltare al zonelor pe unde această autostradă trece. Și efectul este efectul construirii de autostrăzi asupra ridicării nivelului economic și asupra nivelului de trai este imediat. Mă uitam înainte de a veni la emisiune la ponderea PIB-ului în județele sau în capitalele de județ străbătute de autostrăzi. Pe primul loc este evident Bucureștiul, cu cel mai mare PIB din România. Pe locul 2 este Timișoara. Pe locul 3 este Clujul, urmat de Sibiu și Constanța. Iată, dar, orașele străbătute de autostrăzi. Este clar că oricine, în momentul când ai autostradă, este interesat să vină să se instaleze acolo. Nici nu vă imaginați câte economii se fac cu autostradă. Întreprinderile, firmele, cheltuie mai puțin pe transport. Cheltuie mai puțin timp. În loc să faci 10 ore, 8 ore până la Timișoara, faci 4 ore, 3 ore. Timpul este la jumătate. Cheltuielile sunt foarte mici. Tocmai pe acest lucru ne bazam noi când spuneam că trebuie să realizăm o solidaritate regională. Sigur. Pentru că vedem că toată lumea se duce spre regiuni. Da, zona Transilvaniei, zona Moldova. Noi și cu Moldova suntem cele mai sărace regiuni. Poate, pornind de la acest lucru, ar trebui să strângem rândurile și vorbind de la acel grup pentru Oltenia, eu să știți că am rămas puțin dezamăgit că au fost câțiva care au spus din gură, da, venim, facem, susținem, iar știți foarte bine, am avut două întâlniri, n-au venit toți. Da. Eu îi aștept acum și știu că le-am trimis mail-uri la toți. Aș vrea să văd acum că am auzit că domnul Ponta, da, a fost premier, deputat de Gorj și și-a anunțat intenția să candideze din nou în Gorj. Și aș vrea să-l întreb, domnule Ponta, dacă vă întreabă un gorjean, un colegiu dumneavoastră, ce ați făcut cu autostrada? De ce ar trebui să vă votez? Că ați fost acolo, premier, sau pe domnul Zgonea, președintele Camerei Deputaților. Ce ar putea să le spună domnul Ponta? Vreau un nou mandat și exact așa am spus și anul trecut. Îi așteptăm la anul. Le-am spus, oameni buni, veniți, bateți-vă pentru regiune, pentru că la anul o să veniți să vă voteze lumea. De ce să vă voteze dacă acum, fiind în funcții, nu faceți nimic? Sau, da, nu trageți pentru regiune? Pentru ce să-i voteze? Da, și într-adevăr, continuând ideea cu PIB-ul, cu PIB-ul pe județe și PIB-ul pe locuitor, regiunea cea mai săracă din România este Moldova și imediat după Moldova, ca sărăcie, urmează, noi suntem. Iată dar că toată lumea trebuie să fie interesată să se construiască această autostradă Craiova-Pitești, pentru că ea va ridica nivelul de trai al tuturor cetățenilor regiunii. Cum se întâmplă asta? Foarte simplu. Tu, de exemplu, dacă ai o mașină și pleci în delegație, cheltui 10 milioane, cheltui 1.000 de lei la un drum. În momentul când ai o autostradă, tu cheltui 5 milioane, la jumătate. Ăia 5.500.000 de lei care îți rămân, poți să faci altceva cu ei. Adică consumul va crește, pentru că rămân bani de la transporturi, rămân bani pe care îi investești în consum. Nu mai spun că se creează și locurile de muncă până se realizează, exact, autostrada. Și ca să nu mai vorbim și de investitorii care ar putea fi atrași. Investitori, se creează un alt gen de servicii. Sigur. Și atunci, din angajările. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu același subiect și, bineînțeles, cu domnul Tony Bold. Rămâneți alături de noi. We'll be right back.
tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în direct, vorbeam înainte de publicitate cu domnul Toni Bolt, șeful patronatului român filiala Dolj, despre importanța construirii autostrăzii Craiova-Pitești. Domnule Bolt, ne spuneați că se vede clar diferența de nivel de trai între regiunile care au autostradă, care sunt legate printr-o autostradă și cele care nu sunt legate de o autostradă. Da, așa este. Vă spuneam, Bucureștiul domină PIB-ul pe cap de locuitor, are 20.000 de euro pe cap de locuitor. Este urmat de Timiș cu 10.207 euro pe cap de locuitor, urmează Clujul cu 9.943 de euro pe cap de locuitor, Constanța cu 9.270, Brașovul care este pe acolo și Sibiu care tot pe acolo, 9.178. Doljul are 6.300 de euro pe cap de locuitor. Aproape la jumătate. Deci toate celelalte capitale care sunt străbătute de autostrăzi au un nivel economic foarte dezvoltat, au un salariu mediu net mult mai mare decât în Dolj și de asemenea numărul de angajați ai acestor județe este net superior numărului de angajați ai județului Dolj. Și nu putem spune că este o coincidență, pentru că s-a dovedit clar că aceste autostrăzi atrag investitori și atâta timp cât investitorii vin într-o anumită zonă, bineînțeles, cresc și locurile de muncă, nivelul de trai, economia și așa mai departe. Da, este o adevărată bătălie pentru a-i aduce pe mari investitori și trebuie să le oferi, bineînțeles, facilități. Craiova oferă facilități investitorului, dar investitorul nu vrea doar facilități, vrea și facilități. Vrea și facilități legate de transport mai ales și mai ales de costurile lui de producție, pentru că costurile de transport sunt foarte importante la mari furnizori, la mari jucători. Noi vorbim de jucători cu investiții de peste 5 milioane de euro, de peste 10 milioane de euro, pentru că ăștia sunt importanți în economia unui județ. Trebuie să vă întreb puțin, pentru că este un telespectator la telefon. Bună seara! Română. Spuneți-ne, vă rog, cu cine stăm de vorbă. Dumneavoastră. Spuneți-ne cu cine stăm de vorbă, vă rog. Rădulescu. Spuneți. Mă numesc, sunt de la Calafat. Da. Nu se vrea cu autostrada, pentru că tot de la presă, de la dumneavoastră, am citit și un ziar, când se luase hotărâre acolo la Ministerul de Construcții, nu s-au dus chiar aleșii noștri de la Craiova să aștepte, să meargă să discute. Păi dacă ei nu se duc, atunci așteaptă ministerul să vină la ei? Așa este, am sesizat și noi absențele. Poate întrebați când vin acum în campanie să fie aleși în Parlament ce au făcut. Aici e necazul. Asta se putea face până în 90 autostrada asta dacă aveam oameni care se interesau. Adică s-a făcut până la Pitești. Fostul conducător era din zona asta, se putea insista să se facă până la Craiova, dar nu s-a insistat, că nu se vrea. Exact aceeași problemă și acum. Am avut prim-ministru care tot așa se putea face, cum a făcut Boc la Cluj. Și a făcut atâtea și atâtea în Cluj, dacă mergeți dumneavoastră sau aveți ocazia să stați de acolo de vorbă cu reporterii de acolo, ca și dumneavoastră, o să vedeți ce a făcut Boc acolo, a făcut sală de sport mare, nouă. S-a făcut două stadioane. Să face sală pentru filarmonică acolo de concerte. Aici nu se vrea. Asta e toată problema. Pentru că aleșii noștri să târâie, să trag de coadă în spate. Așa este, domnule Rădulescu, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Poate în momentul când vor veni alegerile veți avea...
veți avea ocazia să îi trageți de mânecă așa pe cei care vor voturile dumneavoastră și nu, totuși... Nu, noi nu putem, că vine și ne păcălește. Dar ce vreau să de la dumneavoastră aș dori, ca presă și televizată și scrisă, publicat sau discutat mai mult. Criticați-i mai mult, luați-i la interviu să vină aceia la televizor și tot așa să dați legătura în studio. Asta încercăm să facem, domnule Rădulescu. Dacă ne-ați urmărit, noi am avut mai multe ediții în legătură cu acest subiect, dar din păcate atunci când poate vrem să stăm de vorbă cu unii oameni care refuză să facă ceva pentru această autostradă, nu primim niciun răspuns. Asta se întâmplă. Ar trebui să mergeți după ei, să-i colindați până îi prindeți. Bun, vă mulțumim. După iepuri. Vă mulțumim mult, domnule Rădulescu, o seară frumoasă. Iată că și telespectatorii sunt foarte interesați de acest subiect, așa cum spunea și dumneavoastră, contează foarte mult existența acestor autostrăzi, dar până la construirea autostrăzilor despre care am tot vorbit în această emisiune, vreau să vorbim puțin despre centuri. Și noi știm că urmează să se construiască centura de sud a Craiovei și vreau să ne spuneți dumneavoastră în ce stadiu se află acest proiect. Centura de Sud, am scris foarte mult despre această problemă. Avem 6,3 km care fac legătura între DN6 și Europa 70. DN65 Craiova-Pitești. Da? Ei s-au împotmolit undeva la un pod care trece peste calea ferată ce duce la Piatra Olt, Craiova-Piatra Olt. Înțeleg că au schimbat soluția tehnică, terenul nu este solid acolo. În fine, ideea este că această centură de sud, aceasta este doar o bretea din centura de sud, 6,3 km. Mai este vorba despre un tronson care trebuie să lege DN6, Craiova-Caracal, de DN56, Craiova-Calafat, în zona Podari. Ei bine, pentru acest proiect am înțeles că s-au împotmolit tot așa, au realizat documentația și suntem trecuți în... pentru 2016, înțeleg că au resemnat un contract în 28 decembrie 2015 pentru documentația tehnică. Ceea ce înseamnă, glumeam cu domnul Bold, ne mișcăm puțin cu pași de furnică pe hârtie. De la documentația tehnică până la construirea propriu-zisă, da, trebuie prevăzut bani. Este o cale, studiu de fezabilitate, deci este o cale destul de lungă. Eu aș vrea să concluzionez puțin în legătură cu autostrada Craiova-Pitești, reamintind că și Agenția de Dezvoltare Regională, care se implică în acest proiect, face demersuri în paralel cu noi și a trimis această scrisoare către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, cerând să comunice dacă în planul de investiții pe 2016 al companiei naționale sunt prevăzute sume și activități ce ar conduce la realizarea unor etape pregătitoare pentru realizarea drumului expres autostrăzii Craiova-Pitești. Elaborare, studii, exproprieri. Exproprieri am înțeles că nu sunt bani, dar trebuie să ne precizeze în clar dacă avem acel 1,5 milioane, că știm că este, s-a promis, dar nu e individualizat, cel puțin în buget nu este trecut. Plus centurile ocolitoare, ce se întâmplă cu metodele de fluidizare a traficului pentru orașele Bari, Slatina sau pentru alte localități. Și știm cu toții că dacă nu este prevăzut expres acest lucru, legile sau nu neapărat legile, aceste promisiuni pot fi în detrimentul construirii acestei autostrăzi. Dacă nu este capitol separat, pot opera cu ei într-un anumit, dacă spune alte investiții, poate să-l ia de la o investiție, îl duc celălalt. Deci nu e bătut în cuie, dacă nu e bătut în cuie, da? Trebuie văzut ce se întâmplă cu aceste centuri, spuneați dumneavoastră, la Balș, la... Măcar centurile să le facem până... Da, măcar centurile să le facem până facem autostrăzile. Autostrăzile, vorbim de anii 2020-2022, mai probabil 2022, dar până atunci se circulă extraordinar de greu la Balș, se circulă extraordinar de greu la Slatina, se circulă foarte greu la Filiaș, unde sunt în oraș sunt 10 treceri de pietoni, trebuie să oprești din 100-100 de metri, la Balș de asemenea este un coșmar. Chiar nu înțelegem de ce nu se demarează construirea acestor
centuri ocolitoare în aceste orașe importante. Și mai ales că sunt orașele, da, nu sunt orașe mari și nu ar fi atât de costisitoare, dar ar însemna foarte mult pentru traficul, pentru zona asta de sud a țării, unde n-avem autostradă, da, venim pe Alexandria, venim pe Pitești, tot pe acolo trecem, tot pe la Pitești, tot pe la Slatina, tot pe la Balș. Dar există un termen limită în care ar fi trebuit să, în care ar trebui să se termine centura de sud? E depășit termenul de execuție. Păi trebuia să la 1 septembrie spuneau, da, după aia 1 octombrie și acum văd că... Nu, mă refer în acest moment dacă s-au mai făcut noi promisiuni. Noi promisiuni. Păi noi când vorbim de centura de sus, să fim bineînțeles, vorbim doar despre un tonson, o mică bretea care face legătura de aici, din zona Fordului, în partea cealaltă către, când te duci pe drumul spre București, da, pe Craiova-Pitești. Dar întregul inel de sud trebuie să unească cu Craiova-Calafat, ca să ocolezi să te duci la Dunăre, nu? Să treci granița. Deci... Da, s-a făcut un sens giratoriu, deci evoluția, când ne-ați întrebat ce evoluție este cu această mică centură, s-a făcut un sens giratoriu pe calea București, acolo în dreptul Peugeot-ului, da. Și de acolo pornește breteaua centurii de sud, pe care nu se circulă. În acest nu se circulă pentru că n-au terminat podul acela. Da. Pasajul cale peste ferată. Calea ferată. Lucrau la el acum. Da. Spuneau și că... nu e nici... Ah, dar stați puțin că mi-am amintit. Le-am făcut o solicitare, tot așa. În timp ce lucrau la pasajul ăla, au descoperit că s-a fisurat tronsonul și trebuie să ia măsuri. Deci au apărut fisuri în tronsonul care încă nu e inaugurat. Deci nu e dat drum. Și un tronson care nu este la nivel de autostradă, este la două benzi făcut, două benzi. Au fost probleme și cu localnici de acolo din Coșoveni, că nu puteau să treacă cei din localitate să treacă la terenurile agricole, pentru că trebuia să ocolească întregul tronson. Și așa ne întoarcem la prima idee cu care am început emisiunea, faptul că în România este o infrastructură foarte proastă și dacă în România este o infrastructură foarte proastă, în zona Olteniei este foarte, foarte proastă. Domnule Bol, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm pentru astfel de discuții, pentru că așa cum am văzut și telespectatorii spun că ar trebui să vorbim mai mult despre acest subiect, pentru că s-a dovedit că o autostradă este foarte importantă pentru orice zonă din România. Vă mulțumim mult. Ne mergem mai departe și vorbim despre drepturile pe care le au oamenii care achiziționează produsele de la operatorii economici la distanță. Colega noastră Ramona Olaru a stat de vorbă cu domnul Dan Vasile, comisar superior în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Sud-Vest Oltenia. Așadar, vă invităm să urmărim ce a avut de spus domnul Dan Vasile, apoi revenim și comentăm. Domnule Vasile, spuneți-ne ce reclamații au fost anul trecut legate de comerțul online? În anul trecut, până astăzi când ați venit la noi, am primit 12 reclamații privind comerțul la distanță, care include și comerțul electronic, comerțul online. Ele au fost soluționate 10 pe cale amiabilă. Rolul instituției noastre nu este numai acela de a sancționa, dar am aplicat și 2 sancțiuni. Dintre aspectele care au fost semnalate de către consumatori, pot să vă enumăr nelivrarea produsului care a fost achiziționat la termenul care a fost convenit cu consumatorul, defecțiunea unui produs achiziționat în cadrul termenului de garanție. Pot face precizarea că deși consumatorul are posibilitatea să returneze în cele 14 zile calendaristice, conform ordonanței de urgență 34? Da, 34 din 2014, consumatorul depășise cele 14 zile, nu mai putea returna, prin urmare el trebuia să adreseze serviciului care era menționat în actele de achiziție. Deci, practic, consumatorul are dreptul 14 zile să returneze un produs chiar dacă nu este defect. Da. În același timp, vânzătorul are obligația să ramburseze banii tot în interval de 14 zile. Exact. Singura observație pe care aș putea să o fac este că
cele 14 zile curg în cazul returnării produsului de la termenul la care agentul economic, operatorul economic a primit produsul respectiv. Care mai sunt obligațiile firmelor care oferă produse spre vânzare la distanță, deci în afara magazinelor, în fața consumatorilor? Cele mai importante? Păi cea mai importantă și de care consumatorii trebuie să țină seama este identificarea acelui operator economic sau profesionist, cum se mai cheamă în actele normative, anume adresa lui, un telefon de contact, adresa atât poștală terestră, să zicem așa, cât și poșta electronică, locul unde își desfășoară activitatea, mai exact punctul de lucru al operatorului economic, acesta având de regulă sediu într-unul din marile orașe și puncte de lucru în majoritatea celorlalte orașe mari din țară. Foarte, foarte important este să se informeze despre preț, ce anume include el. Prețul, de fapt, inițial afișat trebuie să conțină toate costurile, da, cu produsul respectiv, deci inclusiv transporturile. Dacă există și această variantă, dacă pentru situația în care consumatorul optează să returneze fără a avea obligația să motiveze în vreun fel decizia pe care dumnealui a luat-o, trebuie să... Să o facă în timp de... Exact, trebuie să o facă în termen de 14 zile calendaristice. De la data primirii sau de la data comenzii? Nu, de la data primirii produsului respectiv. Lucru pe care îl spuneam că este valabil și în cazul returnării produsului. Am revenit în platou, am văzut așadar care sunt drepturile cumpărătorilor online. Domnul Dan Vasile ne-a spus mai multe lucruri. Bogdan, eu cred că cel mai important ar fi acest aspect. Atunci când mergem să cumpărăm online de la un operator economic la distanță, ar trebui să ne informăm foarte bine cu privire la acel operator economic. Să vedem dacă pe site-ul respectiv apar date de contact, diverse informații. Da, eu urmărind acest material mi-am amintit despre un caz pe care l-am avut în Gazeta de Sud. Un client a venit să facă o reclamație. El cumpărase online pe ofertă de la un furnizor de telefonie mobilă, nu-i dau numele aici, un telefon din ăsta, smartphone, foarte scump, era acum câțiva ani, deci costa... cred că vreo 13-14 milioane de lei vechi, l-a achiziționat pentru că era o promoție, după care la scurt timp a constatat că are o defecțiune. I-a contactat și a spus: domne, eu am cumpărat acest produs, are o defecțiune, vă rog să verificați, este o defecțiune de soft, vreau să mi-l schimbați. Nu putem să ți-l schimbăm, uite, îți dăm un telefon, i-au dat un telefon obișnuit, o să ți-l trimitem în service să ți-l repare. A venit, a făcut reclamație la Gazeta de Sud, după care a mers la acest operator și le-am spus care sunt drepturile consumatorului. Da? După un timp m-a sunat respectivul să-mi spună că și-au dat seama că ei pur și simplu nu respectaseră niște, era o ofertă, o promoție, nu respectaseră niște condiții din această promoție și riscau să iau o amendă pentru fiecare produs pe care îl puseseră în circulație și nu lăsaseră un timp pentru a fi schimbat. În consecință m-a sunat respectiv să-mi spună că au fost de acord și au schimbat telefon. Și pentru asta eu militam chiar la o precizare specială în lege, nu știu, să se... Gândește-te că ei într-adevăr își asumă niște riscuri, cei comercianții de, spre exemplu, de produse electronice. Îl cumperi, te aprovizionezi și pur și simplu e un defect din fabrică. Tu da. Ești comerciant. Asta încearcă ei să spună. Eu decât sunt un intermediar, e defect de fabricație, îl reparăm, am și eu la rândul meu. Ideea este că pe mine consumator nu mă interesează, că tu sunt niște riscuri pe care tu ți le asumi. În momentul în care eu îți plătesc și faci și adaos, îmi faci un preț, da, destul din de care bun, faci profit, din care tu faci profit, îți asumi și faptul că nu știu cât la sută pot să fie defecte, dacă nu schimb producătorul. Da, până la urmă și acești comercianți
Sunt absolut convinsă că au contracte și au diverse articole în contractele respective pe care le încheie cu furnizorul referitoare la aceste defecțiuni. Ei vor să sporească, să-și optimizeze profiturile și să nu aibă niciun risc. Și să ruleze marfa cât mai repede. Evident, practic. Să ruleze marfa cât mai repede, astfel încât eu spun că ar trebui să fie o perioadă rezonabilă. Este vorba de precizare, este vorba de comerț online. În comerț online poți să te răzgândești, spre exemplu, pe considerentul că n-ai avut ocazia să testezi produsul, să-l vezi față în față. L-ai văzut undeva într-o poză, l-ai comandat și când îl iei, constați că nu corespunde, nu ți convine. Tocmai de aceea, pur și simplu nu trebuie neapărat să fie defect. Dom'le, nu este, sigur, nu corespunde cerințelor tocmai mele. Tocmai de aceea domnul Dan Vasile a specificat faptul că ai o perioadă din momentul în care primești produsul, o perioadă de 14 zile în care te poți răzgândi, poți returna produsul fără niciun fel de argument. Bun, iar în cazul în care chiar te duci și îl cumperi din magazin, părerea mea este că ar trebui să fie o perioadă de grație în care, dacă se defectează și e constatat că e un defect de fabricație, să ți-l schimbe, nu să ți-l repare, pentru că dacă tu iei un televizor, tu vrei un televizor scump, sau un telefon nou, pe care să-l duci în două zile la reparat. Și după a doua zi, spre exemplu, constați că are un defect de fabricație. Nu-l vrei repara pentru că, da, e o perioadă rezonabilă. Poate că dacă produsul respectiv are o garanție de 5 ani, este normal ca după o săptămână tu să mi-l înlocuiești. Da? Că nu e normal dacă el are garanția de 5 ani să se strice după o săptămână. Da? Da, dacă se strică după un an, după doi, după trei, într-adevăr, îl duci în serviciu și mi-l repari, că e în garanție. Dar după o săptămână bănuiesc că e corect să-și cer să mi-l înlocuiești. Da, ideea este că oamenii ar trebui să se informeze foarte bine și să citească foarte multe informații despre operatorii economici la distanță pentru a fi siguri că acest schimb de mărfuri și, bineînțeles, banii se va face în siguranță. Noi mergem mai departe și vă anunțăm că mâine se rea imunizarea copiilor cu vaccinul hexavalent, pentru că mai bine de 5 luni copiii mai mici de un an nu sunt protejați împotriva unor boli precum hepatita B, tusea convulsivă sau poliomielita. Bogdan, iată că după largi dezbateri în spațiul public în legătură cu aceste vaccinuri, bine, acum vorbim doar de hexavalent. Am văzut foarte bine mii de părinți disperați care căutau acest vaccin. Știm foarte bine că protecția față de un copil de câteva luni este mult mai mare și un părinte este disperat în momentul în care merge în diverse farmacii, chiar dacă să spunem că statul o chestie evidentă că statul este obligat să ofere acest vaccin. Totuși am văzut părinți care mergeau la diverse farmacii să caute acest vaccin și nu, pur și simplu nu era pe stoc. Da, și vorbeam noi, ții minte că am avut și aici reprezentant de la Colegiul Farmaciștilor, chiar eu am scris un comentariu în Gazeta de Sud, trebuie o mai bună planificare, nu este posibil ca, știi cum este, când vine iarna, autoritățile au fost luate pe nepregătite. Păi, tu nu trebuie să fii ca autoritate, ca stat, să fii luat pe nepregătite. Trebuie să prevezi că poate să existe asemenea criză și în condițiile în care trebuie să ai niște stocuri, trebuie să ai o procedură prin care se accesează aceste depozite, aceste stocuri. Așa, da? Cum angajaților le este retrasă cotizația pentru sănătate lunar, fără niciun fel de excepție, eu cred că ar trebui aceste stocuri să fie asigurate, pentru că noi plătim pentru acest sistem de sănătate și este absolut normal ca măcar tratamentul pe care trebuie să ni-l ofere statul în mod obligatoriu ar trebui să fie la timp. Exact. Aceste vaccinuri, am înțeles că sunt acele vaccinuri obligatorii, da, de imunizare. Ele trebuie să existe într-un fel sau altul, adică nu, ce mă interesează pe mine că, nu știu, nu s-a înțeles producătorul cu importatorul și cu distribuitorii. Eu vreau ca tu, stat, să-mi asiguri acel vaccin, să-l găsesc în farmacie. La timp, ceea ce e cel mai important, bineînțeles. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte subiecte importante. Rămâneți cu noi!
încă puțin și vine weekendul. Vă invit să facem un popas și nu orice fel de popas, ci unul folcloric. În fiecare seară de vineri, începând cu ora 20, vă invit să cunoaștem împreună drumul succesului al interpreților de muzică populară, să cunoaștem graiul cântecului oltenesc și tradițiile. Sunt Claudia Cocoș și vă invit să fiți alături în fiecare seară de vineri să începem weekendul cu veselie, începând cu ora 20 la popas folcloric. Am revenit în direct, așa cum vă spuneam înainte de publicitate, mâine va reîncepe imunizarea copiilor cu vaccinul hexavalent. Aceasta este o informație foarte importantă. Părinții, este foarte bine să știe că acest vaccin va reveni pe stocurile farmaciilor și ale spitalelor. Rămânem tot în domeniul sănătății și vorbim despre modalitatea de finanțare a spitalelor cărora nu le ajung banii proveniți de la CJAS. Este la telefon Ana Maria Predilă, jurnalist Gazeta de Sud. Bună seara, Ana! Bună seara! Spune-ne, te rog, cum se descurcă spitalele cu bani, din punct de vedere financiar, atunci când nu le ajung banii de la CJAS? Da, este o situație destul de complicată, pentru că majoritatea spitalelor din țară și cam toate spitalele de la noi din județ se confruntă cu astfel de probleme. Și asta pentru că, în mod normal, orice unitate spitalicească publică are încheiat un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, prin care primește o anumită sumă de bani lunar. Asta înseamnă că fiecare spital are contractat un anumit număr de pacienți pentru care lunar primește o anumită sumă de bani. Problema este că numărul pacienților care se prezintă lunar la unitățile medicale este mult mai mare în comparație cu numărul de pacienți prevăzut în acele contracte și pentru care spitalele primesc efectiv bani, ceea ce înseamnă că undeva apare o gaură în sistem și mai ales în bugetele spitalelor, care trebuie să susțină cumva și analizele, medicamentele și tot ceea ce înseamnă internarea acestor pacienți care, fiind în stare gravă sau necesitând în orice caz o internare, nu pot fi trimiși acasă, deși banii veniți prin contractul cu Casa de Asigurări au fost terminați pe acea lună. Ana, și spuneai tu că vorbim de ordinul sutelor de pacienți, poate chiar miilor de pacienți, care vin în plus față de ceea ce ar estima Casa de Asigurări și pentru care oferă finanțare spitalelor. Da, este vorba de cifre foarte mari, mai ales în cazul spitalelor mari. Mă refer aici, în regiunea noastră, la Spitalul Județean de Urgență Craiova, unde, dacă ne uităm pe analizele făcute acolo, cam în jur de 10.000 de oameni anual vin peste suma contractată cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, în fiecare lună sunt oameni care vin pe lângă numărul de pacienți pentru care, în mod normal, spitalul primește bani și din fiecare lună, acumulându-se, cam 10.000 de pacienți trebuie să primească îngrijire, tratament, să fie internați, dar pentru care Casa de Asigurări de Sănătate nu decontează înapoi cheltuielile, chiar dacă acești oameni sunt asigurați. Ana, spuneai tu că acest contract, adică numărul persoanelor, de fapt bolnavilor care se prezintă la spital, este estimat de Casa de Asigurări? Sau de spital? Nu am înțeles. Numărul de persoane care intră în contract cu Casa de Asigurări, numărul de pacienți, de fapt,
este stabilit printr-o înțelegere, printr-o discuție între reprezentanții ai Casei de Asigurări de Sănătate, ai spitalelor și ai Direcției de Sănătate Publică. Păi și în situația în care ei văd lunar faptul că vin mult mai mulți oameni decât prevăd ei în acest contract, de ce nu se ia o marjă de eroare sau nu știu, să se ia o marjă mai mare de oameni care ar putea fi prezenți? N-au bani. Problema este că bugetele, cum știm foarte bine, sunt limitate. În general, dacă este să ne uităm la spitalele private, de exemplu, sau la spitalele din alte țări europene, vedem că acolo se insistă foarte mult pe scăderea spitalizării continue și pe creșterea spitalizării de zi, ceea ce înseamnă că în alte țări și mai ales în sistemele private de stat, s-a înțeles faptul că ospitalizarea continuă costă foarte mult și că trebuie reduse foarte mult cheltuielile pentru că medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe, aparatura este din ce în ce mai scumpă și per total decontarea pentru un caz rezolvat este din ce în ce mai scumpă. Și atunci fondurile și la noi în țară sunt cumva limitate și la acea masă a discuțiilor unde se stabilește câți bani primește spitalul și pentru câți pacienți, casele de asigurări de sănătate țin și ele la o anumită marjă. De exemplu, de la Spitalul Județean de Urgență Craiova îmi spuneau că au cerut de fiecare dată ca numărul de pacienți să crească tocmai cu acest număr de 10.000 care se înregistrează anual pe plus, dar reprezentanții de aici, de la CASETOR, spun că nu li se dau mai multe fonduri de la Casa Națională și n-au cum să le facă contract pe un număr mai mare. Deci, în fond, este o problemă de buget și de finanțare națională. Ana, și înțeleg că atunci spitalele trebuie să suporte acest număr în plus de pacienți din bugetele proprii, și taie de la investiții, de la dotări. Numai, da. Normal, dacă dai banii pentru îngrijiri medicale, nu mai ai bani să faci anumite reparații și alte cheltuieli. Evident, știm că spitalele țin de o anumită autoritate, fie de Consiliul Județean, fie de minister, fie de primărie. În schimb, toate aceste instituții pot să ajute spitalele doar pe parte de investiție, de infrastructură, nu pot să vină să dea bani pentru medicamente sau pentru... Și atunci de unde mai ia spitalul? Medicale. Spitalul, în schimb, ca să poată să reziste și să nu meargă tot timpul pe minus, are posibilitatea să ofere servicii la cerere. Asta înseamnă că este un pacient neasigurat care vrea să-și facă un tomograf sau vrea să facă diferite analize sau investigații medicale, știe că le poate face la spital, nu este asigurat și sunt stabilite la nivel național niște prețuri minimale și maximale sub care fiecare spital poate să ceară bani pe acel serviciu, omul se duce și plătește și de acolo mai este o sursă de venit. O altă sursă de venit este legată de cercetări. Medicii, mai ales profesorii universitari, fac în fiecare secție cercetări și aici este o sursă de venit. Sunt spitale care pot să închirieze anumite clădiri care le aparțin și mai vin bani și din această zonă. Toate spitalele primesc o coplată, adică atunci când pacientul se externează, este obligat să plătească această coplată. La nivel național este stabilită între 5 și 10 lei. La Spitalul Municipal Filantropia din Craiova, de exemplu, coplata aceasta este de 10 lei, la spitalul din Dăbuleni este de 7 lei. Deci este o altă mică sursă de venit. Deci spitalul trebuie să găsească, este nevoit practic să găsească și alte surse de finanțare pentru a nu ieși, așa cum spuneai tu, de fiecare dată pe minus, pentru că numărul pacienților este foarte mare față de suma asigurată de Casa de Asigurări. Mulțumim, Ana, foarte mult pentru informații. Bogdan, așa cum spunea Ana, spitalele sunt nevoite să găsească și alte căi de finanțare, să le spunem așa, pentru că oamenii, chiar dacă sunt asigurați, merg la spital și totuși cheltuielile nu sunt asigurate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru că sunt foarte mari. Da, știm foarte bine. Bugetul sănătății nu ajunge pentru cât de mulți bolnavi apelează la aceste servicii medicale și atunci e normal că se dau niște bani proporțional. Atât avem și împărțim proporțional. Spre exemplu, tu dacă ai nevoie, cum a fost la Spitalul 1, dacă mai ai nevoie de încă 10.000, evident că managerii s-au dus și au spus, domnule, păi în fiecare an cam atâta
vin mai mult, dați-ne mai mult. Ne pare rău, nu putem să dăm, pentru că trebuie să dăm și la ăia de la Olt, și la ăia de la Severin și așa mai departe. Deci se cârpesc cu acest lucru și în loc să, facă investiții în infrastructură, spitalele rămân în urmă, din acest punct de vedere, se bazează numai pe ce alocă autoritățile locale. Ori autoritățile locale strâng foarte puțin, au și alte nevoi și nu reușesc să acopere aceste nevoi de investiții. Și iată de ce spitalele noastre rămân de fiecare dată în urmă, mai ales față de cele occidentale, pentru că încearcă să supraviețuiască și din venituri proprii pentru a asigura tratamentul necesar bolnavilor care sunt asigurați și care merg de fiecare dată pentru îngrijiri medicale la spital. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm și mâine seară tot de la ora 18:30 cu noi subiecte importante. O seară frumoasă!